a fost realizată prima implantare a unei inimi artificiale la un adolescent în România. Conform șefului Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș Horațiu Suciu, inima artificială a fost implantată unei fete în vârstă de 17 ani. Pacienta suferea de o gravă insuficiență cardiacă și doar astfel putea fi salvată. Operația a decurs bine, n-am nicio dificultate tehnică. Sunt intervenții care au un parcurs foarte clar și e o rutină care trebuie respectată. Este o tehnică extrem de laborioasă, dar până la urmă important este că cu aceste dispozitive extrem de sofisticate putem salva niște vieți. Recuperarea este în limitele pe care ni le-am propus, pacienta este extubată, respiră singur, se recuperează și suntem optimiști că va avea o evoluție bună. Să nu uităm că această intervenție s-a făcut pentru ca această tânără să poată să aștepte în condiții de siguranță un transplant cardiac. La ora actuală există o listă de așteptare a pacienților care așteaptă un transplant de cord. Unii dintre ei au nevoie de inimă artificială pentru a rezista până la transplant. Aceste dispoziții se implantează tocmai pentru a putea aștepta în condiții de siguranță. Deci nu există o listă de așteptare pentru aceste dispozitive, ci pacienții sunt aleși în funcție de evoluția lor clinică în așteptarea transplantului. Medicul Horia Suciu a precizat că intervenția de implantare a inimii artificiale asupra pacientei de 17 ani este a patra pe care o reușește în acest an.